De ce este focul periculos? În primul rând, focul scoate fum. Fumul este opac, nu se vede, adică nu se vede prin el. Focul degaje gaze otrăvitoare. Focul face totul scrum, focul se răspândește foarte repede. Avem și o mică definiție a unui incendiu. Incendiul este un foc scăpat de sub control, adică pe care oamenii nu-l mai stăpânesc și care se răspândește foarte repede. Ce am aflat noi? Că focul îi ajută pe oameni la pregătitul mâncării, la încălzit, la iluminat, dar atunci când oamenii nu sunt atenți la folosirea focului, se pot produce și incendii. Ce facem dacă suntem singuri acasă și s-a produs un incendiu? Sunăm la 112. Sunăm la 112, dar înainte să sunăm la 112, foarte repede, încercăm să ieșim. Copiii școlii generale George Enescu din Sinaia au aflat că majoritatea incendiilor sunt provocate de improvizații ori de utilizarea defectuoasă a mijloacelor de încălzire și a instalațiilor electrice. Elevii au învățat astfel primele măsuri pentru prevenirea incendiului, dar și apelarea la numărul unic de urgență 112. La final, copiii au participat la un exercițiu de evacuare din clădire. Am înțeles că nu este bine să las focul aprins foarte mult și că când ne arde o tigaie, noi nu trebuie să turnăm apă direct, ci să punem o cârpă udă. Iar când ne se arde bluza, să ne oprim și să ne rostogolim pe jos. Despre numărul unic de urgență, ce ai învățat? Că 112 este, trebuie să sunăm în caz de urgență. Campania de prevenire intitulată Flăcările omoară copii are ca obiectiv reducerea numărului incendiilor și a victimelor, campania urmând să se deruleze prin școli timp de jumătate de an. Statisticile IGSU arată că anual sute de persoane, printre care copii, și-au pierdut viața în incendii intoxicați cu monoxid de carbon sau ca urmare a exploziilor. Astăzi a fost prima activitate din cadrul unui proiect care se intitulează O școală, o grădiniță mai sigură, o viață în plus. Este un proiect care se va desfășura pe parcursul unui an școlar, în colaborare cu Inspectoratul de Situații de Urgență și Inspectoratul Școlar Județean. Obiectivele proiectului sunt destul de clar specificate acolo și sperăm să avem succes ca să prevenim astfel de incidente și să încercăm ca copiii să aibă cea mai bună siguranță acasă, cât și la școală. Din cele aproximativ 40.000 de incendii produse în România în perioada 1 ianuarie 2010-31 iulie 2012, 56% au avut loc în locuințe și gospodării, iar din cele 1.263 de victime, 152 au fost copii. Specialiștii spun că este prima campanie de acest fel, aceasta urmând să se desfășoare prin spoturi publicitare, acțiuni în școli și acțiuni prin mass media.